Contractul colectiv de muncă al angajaților din SNLO a expirat încă din octombrie anul trecut. Astăzi, comisiile de negociere s-au întâlnit și au decis prelungirea contractului cu încă două luni. Azi este întâlnirea dintre sindicatele miniere din SNLO și administrația SNLO. Pe ordinea de zi este prelungirea contractului colectiv de muncă care se finalizează la 30 octombrie al acestui an și după legislația în vigoare trebuie prelungit două luni, adică până la 31 decembrie 2011. Atât administrația cât și sindicatele așteaptă să vadă care va fi soarta unităților miniere și energetice în următoarea perioadă, înainte să negocieze noul contract colectiv de muncă. Gheorghe Tăgan a declarat că un contract negociat înainte de constituirea complexului Oltenia și-ar menține valabilitatea și după reunirea celor trei complexuri și SNLO. Că după legislația în vigoare, contractele colective la crearea unei societăți sau fuzionarea cu mai multor societăți, contractele colective de muncă se vor prelua. Deci vor rămâne în ființă până la o nouă renegociere la nivel de companie energetică Oltenica. Din comisiile de negociere a contractului colectiv de muncă fac parte 22 de persoane, 11 din partea sindicatelor și 11 din partea Societății Naționale a Lignitului Oltenia. Astăzi doar o parte dintre aceștia s-au întâlnit și au decis prelungirea cu încă două luni a contractului expirat încă din 30 octombrie 2010.